Continuăm cu informații de ultimă oră. Gheorghe Dincă este în acest moment în custodia închetatorilor. Astăzi, abia astăzi, va fi făcută percheziția informatică. Mai exact, procurorii vor verifica tot ce se află în telefonul lui. Codul de procedură prevede ca această percheziție să fie făcută în prezența inculpatului. De asemenea, avocatul Gheorghe Dincă va fi alături de el. Vă reamintesc că așadar, astăzi se face percheziția informatică a telefonului lui Gheorghe Dincă. Au fost mai multe semne de întrebare în ultimele două luni de când a izbândit acest scandal referitoare la persoanele cu care Gheorghe Dinca a vorbit, dacă avea legături cu oamenii legii din Caracal, astăzi probabil că se va face lumina.